Președintele finlandez a declarat că Turcia a fost de acord să susțină candidaturile Finlandei și Suediei pentru aderarea la NATO. Un memorandum comun pe această temă a fost semnat de Turcia, Finlanda și Suedia la Madrid înaintea unui summit NATO, transmite CNN. Memorandumul comun sublinează angajamentul Finlandei, Suediei și Turciei de a-și extinde sprijinul de plin împotriva amenințărilor la adresa securității celuilalt, a adăugat președintele finlandez. Pașii concreți ai aderării noastre la NATO vor fi conveniți de aliații NATO în următoarele două zile, dar această decizie este una iminentă, a mai adăugat șeful statului. Șeful NATO, Jens Stoltenberg, a declarat că este încrezător că Finlanda și Suedia vor putea adera cu succes la NATO. Sunt încântat să anunț că avem un acord care deschide calea pentru ca Finlanda și Suedia să adere la NATO. Turcia, Finlanda și Suedia au semnat un memorandum care abordează preocupările Turciei, inclusiv în ceea ce privește exporturile de arme și lupta împotriva terorismului, a declarat Stoltenberg. Miercuri, liderii alianței vor decide apoi dacă vor invita Finlanda și Suedia de să adere la NATO, a spus el adăugând că după această decizie va trebui să aibă loc un proces de ratificare la toate capitolele NATO. Menționăm că la 18 mai 2022 cele două țări au semnat și transmis cererile de aderare la NATO în contextul pericolului de securitate pe fondul războiului din Ucraina. Ulterior, Turcia a declarat că nu va accepta candidatura celor două state. La 25 iunie curent, Recep Tayyip Erdogan a declarat că țara lui se opune în continuare de rării Suediei la Alianța Nord-Atlantică. Acesta afirma că nu s-a înregistrat niciun progres în ceea ce privește aderarea țărilor nordice la NATO după discuția telefonică avută cu premierul Magdalena Anderson.